Pe 9 ianuarie, Ministerul Transporturilor a inițiat o procedură de consultare publică prevăzută de legea numărul 52 pe 2003, privind transparența decizională în administrația publică cu privire la proiectul de ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul transportului rutier. Modificările prevăzute în proiectul de act normativizează clarificarea faptului că vehiculele lente sunt exceptate de la inspecția tehnică periodică. A fost pus în vedere faptul că viteza maximă constructivă a acestor vehicule este de până la 25 de km pe oră, existând precedentul exceptării de la inspecția tehnică periodică a mașinilor și utilajelor autopropulsate pentru lucrări cu o viteză maximă constructivă care nu depășește 25 de km la oră, având în vedere viteza redusă de circulație și nu mărul foarte redus al acestor autovehicule, se apreciază că această exceptare nu va avea efecte negative semnificative asupra siguranței rutiere. Clasificarea faptului că o periodicitate la inspecția tehnică periodică de șase luni se aplică tuturor autovehiculelor care desfășoară activitatea rent car, deci atât autovehiculelor utilizate pentru transportul în regim de închiriere, cât și autovehiculelor utilizate pentru serviciul de închiriere. Prin această modificare se asigură faptul că și autovehiculele închiriate fără ducător auto vor fi inspectate la un interval adecvat, ceea ce va avea efecte pozitive asupra siguranței rutiere. Clasificarea dispozițiilor articolului 67 în ceea ce privește componenta Comisiei de Examinare, în sensul că este necesară precizarea că acesta se referă la Comisia de Examinare Teoretică, în cazul examinării practice calendaristice constructive, nepermițând decât prezența unei singure persoane în cabina vehiculului, fiind astfel respectate și dispozițiile privind circulația acestor vehicule pe drumurile publice. Pentru a asigura o bună aplicare a legislației, în acest sens au fost modificate și completate dispozițiile articolului 67, eliberarea ecusoanelor de către operatorul platformei digitale, corelarea prevederilor privind deținerea și afișarea ecusoanelor. Relatează știrile protv.ro